Bine v-am găsit, stimați prieteni! Invitata noastră de astăzi este o distinsă doamnă, atât în mediul familial, cât și cel social. S-a făcut remarcabilă prin faptul că a avut curajul să înfrunte provocările vieții și a ajuns să se bucure de aceste rezultate frumoase. Demonstrând încă o dată că în viață totul este posibil, dacă iubești cu adevărat viața și dacă iubești cu adevărat pe cei care te însoțesc pe drumul vieții. În trecut a fost viceministrul Muncii și Protecției Sociale. Astăzi este directorul Centrului Speranța. Vorbim cu doamna Lucia Gavriliță. Bună ziua! Bine v-am găsit, atât doamnă! Îmi pare bine că v-am vizită și sper să nu fie prima dată. Sperăm și noi. Doamna Lucia, prima întrebare a noastră, am vrea să vedem cum începe o zi în viața dumneavoastră. Am două tipuri de zile. Una dintre ele începe la ora 4 dimineață, când încep să prepar toate pachetele sănătoase, smoothie-urile și tot ce ducem oamenilor care solicită un mod de viață mai sănătos. Iar a doua zi mai lejer, începe cu ora 7, e chiar ca o zi obișnuită pentru toate familiile, îmi pregătesc copiii de școală, Călin, băiatul, lucrează și pe el îl însoțesc la școală. Fetița activează în cadrul organizației pe care noi am deschis-o, Sănătate în Verde Viu, și rămâne acasă, să zic așa, e mai bine, mai ușor cu ea. După care am câteva zile de activitate în Centrul Speranța și în calitate de consultant nutriționist, cu consultații din timp programate. După asta venim acasă, mă străduiesc să-mi organizez ziua de muncă după un principiu pe care, apropo, l-am auzit de la un medic tot naturist, care spunea că ziua trebuie împărțită în 8-8-8. Deci 8 ore de lucru, 8 ore de odihnă și 8 ore în care petrecem cu familia. Deci cam așa încerc să ajung. Încă nu am ajuns ceea ce ține de timpul cu familia la nivelul la care mi-aș dori, dar spre asta tind. Acum dumneavoastră sunteți ro-vegană. Da, suntem cu toată familia, cam 80% consumăm doar vegetale și cât mai mult în formă crudă, și celelalte 20% mai ales iarna sunt leguminoase de obicei, leguminoase fierte sau supici de, iarăși, pe legume. Deci asta. Da, ce a fost în viața dumneavoastră că ați hotărât să fiți ro-vegană? Viața noastră ro-vegană a început din 2009, când fetița noastră a trecut printr-o problemă de sănătate foarte gravă. Și medicul ne-a recomandat să avem un mod de alimentație diferit de cel pe care l-am avut. De la el am învățat și am înțeles foarte mult că tot ce consumăm are un impact al sănătății, în primul rând, foarte, foarte puternic. Ne-am împrietenit foarte mult cu acest medic pentru că ne-a învățat aproape tot ce știu, de la el am învățat. Este domnul Radu Valeriu Pop din Dej, județul Cluj, și în continuare mă sfătuiesc cu el în cazul în care apare vreo problemă mai specifică. Atunci când toți medicii din lume, pot să zic așa, pentru că am consultat cele mai mari spitale din lume, în Statele Unite, am fost Austria, Germania, și ne-au zis că nu există vreun răspuns la problema prin care noi treceam atunci, acest medic ne-a spus că dacă Dumnezeu ne-a creat, înseamnă că El are și soluția. Și am crezut, exact așa și îi spuneam, zic, eu tot ce voi implementa, dar voi implementa exact ca la carte tot ce îmi spuneți, o să fac prin credința pe care dumneavoastră aveți, pentru că eu nu aveam la acel moment credința că o alimentație banală, pot să zic așa, poate să rezolve așa probleme grave de sănătate. Și iată așa a început calea noastră. Câte ani avea fetița dumneavoastră atunci? Fetița avea 16 ani. Și abia atunci ați văzut că ea suferă de o boală? Deci, în general, fetița s-a născut cu o problemă de sănătate, deci ea s-a născut cu probleme de echilibru
și tot ce a ținut de reabilitare și tot ce a ținut anume de această problemă, noi am făcut. Și pe la 16 ani ne gândeam că deja ne-am făcut misiunea noastră și eram cumva așa, confortabil, ne simțeam că fetița se deplasa cu premergătorul, mergeau la școală, erau înregistrați la școala inclusivă amândoi copii. Și când a venit peste noi această provocare, eu am fost foarte supărată pe Dumnezeu atunci, chiar m-am certat și am zis, Doamne, cât se mai poate, pentru că îmi părea destule până atunci, că am învățat destul, că m-a trecut prin valea umbrii morții destul și chiar am fost foarte revoltată și am zis că nu accept lucrul ăsta. Se zice să acceptăm și binele și răul, dar atunci eu am refuzat să accept lucrul ăsta, așa, din încăpățânarea mea, și am mers să caut răspunsuri la întrebări. Și cam cât timp a fost? Asta a fost vreo lună, dar a fost o lună cu așa intensitate pe care am trăit-o, cred că aș putea pune câțiva ani la un loc de toate emoțiile pe care poate să le trăiască un om. Deci am trecut și printr-o depresie foarte profundă, 3 zile nu am ieșit din cameră și am plâns continuu și am avut mai multe în luna aceasta, după care a fost un telefon foarte, foarte scurt de la o prietenă, foarte bună prietenă de-a mea, care ne-a zis să încercăm și la medicul ăsta, pentru că i-au zis că pe mine m-a ajutat, haideți, vedeți și voi ce vă spune. A doua zi eram la el deja și în România. În România, da. În România am mers foarte repede, pentru că deci efectiv eram strânși foarte tare la perete. Și atunci când mi-a zis, mi-a dat o luminiță, măcar foarte, foarte mică, de speranță, viețile noastre s-au schimbat. Țin minte că când am mai privit interviuri de ale dumneavoastră și ați spus că medicii v-au dat jumate de an sau cât? Da, 6 luni maxim cât ne dădeau medicii după prognoze, pentru că noi am stat o săptămână în spitalul din Viena și ei au calculat viteza de decalcinare a organismului și au estimat că organismul nu va putea supraviețui mai mult de 6 luni. Zici că, uite, asta este termenul maxim, deci se putea întâmpla lucrul ăsta și mai repede. Și uitați-vă că Dumnezeu poate face minuni chiar și în zilele noastre, nu doar atunci cu câteva mii de ani urmă. Medicul ne-a recomandat să fie măcar încă o persoană să o însuțească fetița noastră în tot acest drum. Am zis că normal că o să fiu eu, și când veneam înapoi spre casă, vreo 12 ore de condus, soțul zice, dar de ce doar tu? Haideți toată familia. Și mi-a plăcut. Și ați fost toți patru. Deci toți patru am decis să trecem la regimul ei alimentar, ca să o susținem, să avem același miros în casă de mâncare, aceleași tacâmuri și așa mai departe. Deci nu vroiam să facem două diferențe regimuri. Exact. Atunci dumneavoastră, după ce ați venit și în țară, deja ați hotărât să faceți și un centru, să organizați, să o construiți, sau ce faceți? Deci, cu centru este altă poveste. Viața mea se poate împărțit în câteva segmente mari. Deci, nu e legat de fetiță? Absolut. Nu. Deci, Centrul Speranța, de care dumneavoastră ziceți, el a apărut anul ăsta, iată, totuși, fie 20 de ani de când el este înregistrat oficial, da, și a apărut în urma unei alte provocări, când stăteam în spital cu ambii copii, erau de vârstă micuță, dar chiar dacă făceam tratamente foarte des, odată la 3 luni eram în spital, medicii ne-au zis că nu există nicio șansă de recuperare și trebuie să-i abandonăm, pentru că aveau o dizabilitate atât de gravă încât deci medicina efectiv zicea că nu se poate face nimic. Atunci a fost, iată, prima, să zic așa, lovitură din asta așa foarte, foarte, foarte dură pentru mine. La vârsta ce eram și foarte tânără. Ce vârstă aveau copiii când v-au zis că i-am abandonat? Băiatul avea 3 ani și fetița 1 an. Și atunci ne-au zis că chiar consideră că se cheltuie fondurile guvernului așa în zadar, pentru că uitați-vă, da, deci 3 ani de zile noi am tratat și nimic. Deci băiatul la 3 ani arăta ca un copil nou născut, fără reflexe, nu ținea capul, nu stătea pe fundic, deci efectiv ca un copil nou născut. Și deci după această
să zic, lovitură, că aș putea să zic chiar așa, deci a apărut ideea de a crea ceva oricum aparte. Oricum e legată de copiii dumneavoastră. Legată de copiii da. Mei, da, da. Întotdeauna am fost prezentă în viața copiilor mei și am încercat să, deci tot ce vreau eu să construiesc în viață, să fie cumva și ei încadrați. Astăzi copiii dumneavoastră sunt absolvenți, sunt oameni care deja au absolvit și facultăți. Da, sunt, deci tot ei au fost primii care au deschis ușile educației inclusive în Republica Moldova. Călin a fost primul elev cu dizabilități de învățare integrat într-o școală de sector, într-o școală obișnuită. Și pe baza experienței pe care am avut-o cu Călin, noi de fapt am elaborat toate documentele de politici care mai apoi au servit la modificări în codul educației, au stat la baza elaborării diferitor hotărârii de guvern pentru implementarea directivelor noi ce țin de educația inclusivă. Deci, practic, ei au fost deschizători de uși, iar noi i-am susținut. Și în felul acesta, ambii copii au finalizat deci liceul, au diplomă și după asta au făcut și studii universitare la Universitatea Creștină de Viția Grația. Iar Călin acum a fost acceptat în școala în care el a învățat ca și profesor de sprijin, predând engleza copiilor cu dizabilități. Așa și încurajează pe ceilalți. Încurajează, când încurajează el, când îl încurajează pe el, dar ideea este că îi place foarte mult, este în mediu bun, este în mediu pedagogic și copiilor le place foarte mult. Chiar ieri l-am însoțit eu la școală și m-am întâlnit cu directoarea și la ușă când am intrat erau 5 copii, elevii lui, toți îl așteptau să vină și toți, Călin, îl îmbrățișați, deci îl percep ca semenul lor de la care au de învățat foarte mult, dar e ceva între ei și pedagog, adică nu-l percep ca pedagog neapărat și se comportă cu el foarte familiar și el reușește, are o metodă foarte interesantă prin care predă engleza și copiilor le place foarte mult. Dumneavoastră ați fost și viceministrul Muncii și Protecției Sociale în Guvernul Republicii Moldova. Da. V-a ajutat această funcție să treceți mai ușor? Adică, oricum, statul v-a susținut puțin. Deci, apariția mea acolo a fost cumva, cred că tot de genul miracolilor și tot de genul că nimic nu se întâmplă la întâmplare. Atunci când mi s-a propus această funcție, eu m-am rugat, am cerut 2 săptămâni să văd de unde și până unde și am înțeles că sunt chemată în această poziție pentru un timp să fac o schimbare. Ce schimbare nu știam, dar am zis să văd. Și mi-am luat la fel o perioadă de timp ca să înțeleg ce și cum funcționează, pentru că până atunci nu am avut așa o experiență și am înțeles și am descoperit de fapt că la acel moment ceea ce ține de dizabilitate nu era nimic. Deci nu era nici măcar un departament responsabil de politicile în dizabilitate și am zis că având acești 2 copii și așa multă experiență, cu siguranță Dumnezeu mă vrea aici pentru a face o schimbare și datorită faptului că am lucrat puțin timp, dar am reușit să creez un departament nou în cadrul ministerului. Ați făcut și reforme. Da, reforme atunci când trebuia să fie bugetul tăiat. Deci efectiv ne-au dat să reducem 20% din lucrătorii ministerului, dar eu am cerut de la guvern, din fonduri externe, am cerut să se creeze o direcție nouă cu cheltuieli evident noi și așa mai departe, după care am reușit să de fapt eu mă consider un autor așa cap-coadă, dar normal că l-am alcătuit această legea cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care a fost la început o strategie, dar care conținea de fapt a fost un cadru legal în care trebuia să se facă mai apoi schimbări în peste 100 și ceva de acte legislative, inclusiv reforma în dizabilitate care mai apoi s-a desfășurat și încă mai este în reformă, deci tot s-a făcut datorită acestei legi pe care am creat-o acolo fiind în minister, după care mai târziu, când legea a plecat de la minister, am lucrat mult la ea, a plecat către guvern,
așa a fost situația că am trecut să lucrez deja în aparatul prim-ministrului și deja și acolo am făcut promovări pentru că de fiecare dată își găsea piedici. Și a trebuit și acolo promovat un pic, iar când guvernul deja a fost desființat și am trecut înapoi în sectorul asociativ, am mers deja la fiecare, legea era plecată spre Parlament deja, am mers și am vorbit cu fiecare fracțiune politică ca să accepte această lege și în Parlament. Și atât în felul acesta, în 2010, au fost acceptate două legi într-o zi, ratificarea Convenției ONU privind persoanele cu dizabilități, drepturile persoanelor cu dizabilități și strategia privind incluziunea persoanelor cu dizabilități. Și eu am fost foarte mândră, am zis că uite, Dumnezeu le-a mai pus pentru astea două acte. Ați fost la locul potrivit. Exact, exact. Acum sunteți directorul Centrului Speranța. Ce obiective aveți pentru viitor? Deci noi, Speranța, după cum am spus, am fondat-o în urma acestei provocări, pentru că nu am vrut copiii să instituționalizez la acel moment și mai cunoșteam foarte mulți părinți cu copii cu dizabilități care chiar aveau în cărticica medicală scris cuvântul irecuperabil. Am văzut cu ochii mei și chiar îmi pare rău că n-am făcut o poză. Și prima dată noi am început să lucrăm cu copiii care aveau acest verdict, dacă putem să-i spunem așa. Deci au făcut progrese foarte mari. Avem acum copii, avem o fetiță la Sorbona, a învățat, a terminat. Avem o fetiță limbi străine, a făcut limbi străine universitate, care a scris deja două cărți de poezii. Un băiețel lucrează chiar în Consiliul Europei în sectorul de promovare. Deci avem copii foarte care au ajuns foarte departe datorită faptului că noi atunci am lucrat cu ei foarte mult și erau toți irecuperabili, după cum am spus. Deci a fost un proiect care mai târziu a devenit o organizație și am reușit la acel moment să implicăm oameni cu dedicație mare. Am lucrat cu ei foarte mult ce ține de reabilitarea lor. Toți au mers la școală, foarte important și un rol extraordinar de important l-a jucat totuși și faptul că au fost în mediul copiilor fără dizabilități, de la care au învățat foarte multe, au avut și ei la rândul lor provocări pe care au putut să le depășească pentru că au văzut modele alături. Și în felul acesta s-a putut face lucruri foarte frumoase, iar noi crezând că copiii noștri mergând la școală și terminând deja universitățile ne-am terminat treaba, uitați-vă că nu a fost chiar așa. Acum copiii noștri sunt de vârste, să zicem tineri, cam toți trecuți de 18 ani și vrem să îi ajutăm să trăiască independent. Avem la Speranța acum un proiect de învățarea vieții independente, un apartament social în care tinerii vin pentru o perioadă de 3-4 săptămâni, stau acolo, învață efectiv să locuiască singur, normal că sunt conduși ghidați și așa mai departe. Și în felul acesta ne pregătim că într-o bună zi vor trăi fără părinți. Deci nu întotdeauna l-avem pe tata și pe mama alături. Și atunci pe noi ca și părinți ne macină foarte des gândul ce se va întâmpla când noi n-o să mai fim, știți? Și uitați-vă că proiectul ăsta este un răspuns la această întrebare. Să fie independenți, da. Și acum Speranța are un proiect foarte micuț, foarte modest, am foarte puțini oameni care participă, dar e un proiect de suflet. Câți copii aveți cam? Deci acum în fiecare proiect vin, deci nu e un proiect în care vin copiii și stau, dar vizitează centrul oricum. Da, el funcționează, dar vin în ture. Deci de la 3 până la 7 copii vin pe o perioadă, de exemplu, de 3 săptămâni, după care este pauză și iar cu alt grup lucrăm. Deci în felul acesta. Cei care au trecut prin centru și prin activitățile noastre sunt monitorizați acasă. Vă considerați o doamnă de succes? Ah, nu știu, să știi că nu m-am gândit la asta, chiar nu m-am gândit, dar îmi pare pentru bine că... Pentru că oricum aveți succes. Îmi pare bine că pot să răspund provocărilor. Eu cred că cel mai mare lucru și dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu alături, eu nu cred că reușeam să am succes. Eu cred că sunt o persoană perseverentă care reușesc ceea ce îmi pun în plan. Deci asta, dacă pe asta putem să-l numim succes, atunci poate. Dar să știți că nu consider chiar că sunt de succes. Se poate și mai bine. Este loc și de mai mult. Oricum, este. Da.
Dacă ți-ai avea 5 minute la dispoziție să discutați cu Dumnezeu, ce îți spune? Mulțumesc că m-a găsit mai repede. Mulțumesc că m-a găsit în această lume care e atât de învălmășată și atât de alergată, că m-a găsit și m-a ales de acolo și m-a pus deoparte. Pentru că astăzi este 8 martie, vreau să vă felicităm și pe dumneavoastră cu această zi și vă dorim mult succes și realizări frumoase. Domnul să vă binecuvânteze! Mulțumim! Mulțumim tare mult! Mulțumim, sunt niște fări extraordinare, mulțumim, nu m-am așteptat. Și ce le puteți spune dumneavoastră tuturor doamnelor care întâlnesc greutăți în viață? Greutățile sunt lăsate pentru a învăța anumite lecții și imediat ce ne-am învățat lecția, merge mai departe, să nu ne întristeze că trecem prin greutăți, pentru că ele ne fac mai tari. Am fost martori unei povești de viață plină de armonie, dragoste și sănătate. În această familie miroase a sănătate. Vă dorim și vouă să gustați din ea. Doamna Lucia, suntem la dumneavoastră în bucătărie și vă rog să ne spuneți ce ne pregătiți azi. Pentru că suntem în sezonul rece, sau să zic așa, în sezonul de la rece trecem spre cald și avem minunăția aceasta de plantă, urzica. Urzicile sunt printre preferatele familiei noastre și le consumăm din abundență acum în primăvară și le recomand tuturor să le consume pentru că sunt printre primele plante pe care natura ne le-a dăruit și sunt pline de vitamine, aminoacizi, minerale, ceea ce în sezonul rece le-am avut mai puțin și leurda. Deci acestea două sunt prințesele, să zic așa, meselor noastre. Leurda la fel este foarte importantă în aminoacizi și o cercetare arată că, într-o cercetare am găsit că poate să aibă și vitamina B12, leurda. care este foarte rară, se găsește în lumea vegetală și este produsul principal pe care putem să-l consumăm din abundență anume în această perioadă, pentru că în altă perioadă urzica noi o avem aproape tot anul, pentru că rupim la mine acasă, dar leurda acum din pădure este doar la sezon. Astăzi vreau să pregătim un pateu din urzici, pentru că mai multă lume, apropo, mă întreabă cum consumați urzicile crude. Eu le propun să le consumăm crude pentru că doar așa putem să beneficiem de tot ce e mai bun în ele. Și dimineața, de exemplu, pot face un smoothie verde cu urzici, iar în timpul zilei tare ne place pateul din urzici. Dar e din ceapă, ce faceți ca să au spinișor și îi scoatem așa, câte un pic, un pic. Da, deci o să... Deci, pot să demonstrăm da. Cum facem, da? Deci o să... În primul rând vreau să vă zic despre avocado. Foarte important este că avocado este pe post de grăsimi bune în cazul acesta și nuci o să folosim. Deci sunt puține ingrediente. Vedeți, urzici, avocado și nucile. Și leurda. Leurda poate fi înlocuită cu usturoiul, dacă mai târziu dorim. Dar puneți și usturoi și leurda? Nu, azi nu o să pun și usturoiul și leurda, dar dacă se termină în pădure leurda, atunci folosim usturoiul. Este foarte important ca avocado să fie moale. Deci când ne ducem să luăm, să-l alegem, trebuie să alegem unul moale și dacă nu este moale, îl ținem cam o săptămână, două săptămâni, îl ținem într-un vas cu sau într-un vazon cu fructe. Deci în felul acesta îl curățim, după care scoatem și sâmburile, scoatem și cealaltă parte. Fără sâmburi să folosim avocado. Sâmburile oricum nu se folosește la nimic, nu? Sâmburile, vreau să vă zic, are mai mulți compuși buni decât însă și avocado. Noi îl folosim pentru scrub de corp. Se poate folosi, se usucă, se taie așa bucăți mai mici, se usucă, după care se dă prin blender și îl folosim pentru scrub de corp. Este foarte, foarte bun și foarte interesant.
Dar coaja o folosiți? Că văd că folosiți. Coaja nu. Da, nu, aproape tot folosim, tot dar folosim. În cazul acesta coaja nu. Dacă iată găsim așa ceva care mai e fibros, tot așa dăm deoparte ca să avem, ca să primim până la urmă un conținut opsc, să primim până la urmă un conținut foarte, foarte finuț. Iată, în felul acesta o să folosim. Avem nevoie de un blender. Blenderul de obicei este acel bun care are un pic, deci cuțitele mai late. Dacă, de exemplu, avem un blender la care putem să schimbăm cuțitele, atunci este foarte, foarte bine venit să facem așa. Punem avocado. Nucile o să le punem mai la sfârșit. O să punem și leorda. Leorda am spalat-o bine. Folosim cuțite, pe cât e posibil cuțite de ceramică la bucătărie, iarăși sunt foarte, deci nu oxidează, le folosim pentru ca să nu oxideze. Putem să facem un pic mai sărățel pentru că putem sarea să... Sarea lumească, văd că tot e diferit. E roz de Himalaya, mai. Da, sare roz de Himalaya, sarea albă, nu o folosesc de obicei. Și cam o lingură așa mare de suc de lămâie. Poate o lingură și un pic. Deci o să dăm prin blender, după care o să adăugăm nucile. Este tare. Este o compoziție așa mai tare și atunci ajutăm blenderul să... Și când mâncăm acest pateu? Pateul acesta se servește pe pâine sau pe legume. Oricând. Cel mai mult noi preferăm să-l consumăm la prânz, cu o salată sau cu alte legume. Dumneavoastră, vă place să pregătiți? Nu vă place să pregătiți? Mâncare rău vegan îmi place, dar așa în general nu. Eu n-am venit din domeniul femeilor gospodine. Business lady. Da, eu așa, mai mult. Ce se gătește repede. De-aia și îmi place bucătăria rău vegană. Este o bucătărie unde se face totul foarte, foarte rapid. Vreau să fac o pastă, să fie o pastă finuță, iar nucile să nu le dau în pastă, nucile să simt un pic. Și tot o să le puneți? Da, da. Așa, și acum o să pun și nucile. Nucile au fost hidratate și deshidratate, deci nucile este foarte important să fie hidratate peste noapte. Se poate mai pus o lecuță de sare, dar pentru cei care, deci cu un gust, să zicem așa, neutru, pateul nostru este gata. Dumneavoastră, la acest pateu ce mai folosiți? De exemplu, la masă? Salată se poate de folosit și deja dacă avem ceva gătit, o supică de legume sau legume la rolă, așa. Asta este un pateu absolut crud, după cum ați văzut, deci n-am adăugat, nu se pregătește la foc. Și e plin de nutrienți. Pateul nostru este gata. Se poate servi și așa. Deci putem să-l servim cu legume, în cazul în care persoana nu servește pâine. Da? Deci așa. La fel se poate de înfrumusețat cu ceva. Asta deja nu o să se mănânce, dar haideți să facem ceva. Spune așa. Spune ce se mănâncă. Ce se mănâncă, corect, așa. Sau pipăniță. Copilor mei le place pipăniță să servească. Este o servire foarte consistentă, pentru că ați văzut, are grăsimi. Deci avocado a venit cu aport de grăsimi. Nucile sunt la fel proteice, dar da. Și au și ele grăsimi și urzica este plină de nutrienți pentru că este primul produs al primăverii. Și deja leurda la fel încununează opera. Mulțumim! Cu drag! Bună.